Salutare dragi tovară și bine ați dat click la un nou videoclip. Cred că n-am mai făcut un tutorial de prin 2014, nu no, mint, vreo 2016. Așa că astăzi, bă da, după voce se recunoaște că abia m trezit. Uh, după cum ziceam, astăzi o să vă prezint, vă învăț, că m-ați păci de cap, cum să filmați cu ce se etă etc, etc. Dacă e vreo setare, opțiunea OBS-ului pe care am uitat să vă prezint sau n-am precizat-o, -o, să-mi scrieți în comentarii. Întâi vreau să-i mulțumesc Zucrom că mare parte din setările am de la el și le-am mai modificat. Ideea este următoarea. OBS-ul folosește multe resurse și trebuie configurat în funcție de pc pe care îl ai. Nu există o setare optimă pe toate PC-urile? Mă rog, dacă ai o PC de la nas, da. Te doare fixul de vaiseter, le dai la maxim și gata. Dar în fine. Hai să vă prezint în mare parte cum funcționează OBS-ul. Deci. Uh, prrr, de dracu Ce să încep că nu știu. Mai întâi să dau display capture. Nu, window capture, așa. Dar nu poți să dau se vadă OBS-ul, nu? Nu pot să dau. Hai că dau display capture. Așa. Avem aici o grămadă de ovizi, dar degeaba că nu se văd. Bun asta e desktop meu, nu-l băgați în seamă, wallpaper-ul meu sexy, așa. Întâi și întâi, cum deschizi obs ai chestiile astea. Aici am eu mai multe scene, întâi și întâi, trebuie să dai la scenă, când vrei să filmezi, dai scenă, ad și faci scenă 1, scenă 2, ce nu mai dai, în fine, am lăsat așa. După aia, ai aici sursele. Uh, cu ce să începem? Întâi și întâi vă interesează să vă filmeze ceva. Deci în display-ul, dai pe plusul ăsta și aici tot ce vrei. Audio, input, capture, browser, scenă, imagine, video capture device, display capture, tot ce vrei. Eu deja le am aici. Hai să vi le prezint pe astea ale mele, că poate mă considerați un model pentru această platformă, deși n-aș vedea de ce. Întâi am aici browser. ce asta cu browser? Pac, pac. E scena de la când donează careva. Cum funcționează asta? Browser? Ei bine. Fie ce folosești. Typestream. Uh, ce dracu mai era? Streamlabs. Bla, bla, bla. Dai frumos pe plus și dai browser. Eu deja la mai aici. Îi dăm dublu click și ți apare o chestie așa. Bage uh, bagi aici adresa orele pe care ți-o dă când îți faci aia pe Typestream. După care, mă, da, ce ciudat mi se vede cu ăsta aici, <gânghe> revenind. După care, rezoluția, cel mai bine rezoluția care faci live și atât, și dai ok. Și ți apare asta, la pe type sau pe ce folosești, o să-ți dea un green screen cu chestiile astea aici. Cu golul, cu un text de acolo și tot așa, când donează va apare și animația aceea. Vă mă rog, deci pe site-ul de donații ți-l dă cu un green screen. Ți dă verde și ai chestiile astea aici, la când le bagi în OBS, nu se mai vede verde la, la că e transparent. Ce mai avem? Overlay. Ce dracu e overlay ăsta de la numit eu? Ăsta, pentru OMTV. Cum funcționează overlay-ul? Păi dai plus și dai edit image. După aia, pac, cauți imaginea respectivă prin calculator. Și ți-o dă așa. Totă mai mare, mai mică, în funcție cu mai uh, rezoluția. Și ți-o iei, ți-o muți, ți-o pui cum vrei tu, ți-o pui și în cap dacă are loc, dacă că acum am stricat eu. Ai și colțurile astea cu puncte ca să poți să modelezi cum vrei tu. Bun, ca, să cum de e transparent pe mijloc, e în format PNG. Dacă vreți tutorial de Photoshop, lăsați un comentariu. Așa ce am pe aici, Video Capture Device, este webcam-ul pe care ți-l poți seta de aici. Eu l-am dat așa. Deja se vede și dezastrul cam de la mine. Eu oricum țin mai așa web-ul, țin rezoluția pătrată ca să nu se vadă ce dezastru la mine în cameră. Da ăla cu haine pe el. Așa. Eu în general așa fac webul, Îl fac mai mic că nu -mi trebuie webcam. Uh, white screen, adică nu dreptunghiular, las mai pătrat și îl dau mai așa. Pentru mine e cel mai bine. Și caz că aveți tot așa dezastru în cameră, faceți așa. Dacă aveți, sau dacă, sau mai obține să vă luați green screen. Eu n-am green screen, n-am încercat, nici nu știu cum vine green screen-ul. Probabil că video format, color space, color range. N-am umblat la, cum se cheamă? La green screen nu știu să fac chroma, deci nu mă joasă în treaba asta. Când o să-mi iau green screen, o să învăț să fac și cu nu se mai văd nimic, în spate să mă văd doar eu. Așa. Ce mai am pe aici? Game Capture. eu îl țin așa. Puteți. Deci când dați. Plus. Și pune dracu vine. Game Capture. În, în, mod normal vă dă Capture Any Full Screen Application. În caz că vă jucați în full screen. Dar eu cum de joc jocurile Windowed. Pentru că gen. Așa. Așa. Eu am monitorul ultra-wide. Adică este mult mai lat eu am lăsat doar în HD, în Full HD, ca să se vadă doar 3 sferturi din el. Și bucata din capătul ăla, adică gen zona asta, țin eu fereastra cu OBS-ul, comentariile, playerul de muzică, adică VLC-ul sau be, Windows Media Player uneori. Și în partea asta alaltă se vede jocul, pun aici fereastra cu jocul. Eu așa fac, n-am două monitoare, am unul ultralat, ultra-white, e mai ușor așa, nici n-am unde să pun două monitoare, poate doar să pun unul pe perete, dar pui mei, momentan n am rămas așa. Bun, revenim, deci, dacă vă jucați cu jocul full screen, cel mai bine lăsați așa. Dar eu prefer să fac specific window, cum de joc windowed. Mi-a rămas GTA 5 că am făcut live ultima dată cu GTA 5. Dar în general, porniți OBS-ul, intrați în joc, va porni jocul, intrați în, în game, capture și o să vă apară jocul aici, GTA 5, CSGO ce jucați. Dacă jocul pe care îl jucați e Windows, dacă îl jucați e Windows, nu va apare sau nici jocul full screen nu vrea să vi ia, ori dați display capture dacă gen jucați jocul full screen, dacă îl jucați e Windows și nu vi ia OBS-ul că mai are buguri la jocuri vechi. Când le joci Windows, nu vrea să ți le ia, de exemplu când joci multi-theft auto, Folosești Windows Capture Ce ai tu vreo fereastră deschisă că acum acum n-am niciuna dar să zicem că deschid uh, computer așa să zicem că ăsta e jocul nu mai să o supornez niciunul aici de aici Îi dai frumos pe Windows Capture îți apare stai aici dai ok și se apare fereastra Dar trebuie să fii atent în ce ordine pui și trebuie să dai și pe ochiul ăsta ca se vadă. Bun. Și aici este fereastra, gen. Dacă tragi peste, o piesă peste, ți-o acoperă. Asta e nasol la window capture. Că dacă ai ceva peste, ți-o acoperă. Dar mă rog. Și vă vine fereastra cu jocul și vi trageți așa. E și opțiune să fac... Gen să trag doar așa să nu se așa, să eu le țin așa ca să fie în formatul special pentru wide. Mă rog. Așa, scoatem de aici. Deci asta e treaba cu window capture. Ce mai avem? Image. Pac. Asta e cenzura pe care o apă pe OMTV. Poate vreți să faceți live-uri cu OMTV. Ca să vă puneți cenzura de asta, tot așa, luați o imagine. Zice și aici că e Îi dai browse, pui imaginea asta. Asta este în format GIF. GIF, cum dracu-i se zice. Eu prefer să pun GIF că e mai mișto decât uh, o imagine simplă. Sau un videoclip Pun gif-ul că mi se pare mai fain Mai ales că îmi place și beavers și butthead Deci dacă mă mai întrebați ce desen e ăsta Beavers and butthead Așa Deci ca să vă puneți o cenzură Și să vă puneți așa Dați frumos pe setări Și îmi place că mai e bug ăsta uneori Așa Se mai bugăiește mie uneori Bun și dați pe hotkeys Și vedeți cum se cheamă Aia cu cenzura Dacă o aveți botezat uh, Image Care dracu e? Asta Dar de ce dracu am image 2 e aici că nici nu știu Ce dracu e asta? Hai să o șterg Mi-a rămas o imagine în plus Așa. Deci să zicem că asta este cenzura Chiar îi dau și numele uh, Rename Unde am rename-ul? Rename. Și o scriu aici cenzura. Așa, și asta este cenzura, cum folosești cenzura pentru o MTV, îi dai pe setări, că iarăși mi s-a buguit asta, nu știu, îmi face așa, că pe Windows 7 și nu, nu i-am datat, habar n-am, bun, a da, și sunt pe Windows 7 că îmi place mie, când nu o să mai se fac, când, -o să mă... când nu va mai rula Steam pe Windows 7, atunci o să-l schimb. Și chestia ea căci că o să fiu virusat, stați liniștiți, eu am Windows piratat, deci mi se rupea pula de ani de zile de update-uri. Așa. Deci dăm pe hotkeys și dăm frumos pe... unde vine? Show cenzură. Deci dai aici așa șot asta, să zicem că apeși, nu știu, butonul ăsta de la mouse, mouse 5, sau să zicem că apeși mouse 6, dar eu am setat pe enter din obișnuință, N-aveam mouse cu mai multe butoane când am început să fac live-uri cu OMTV și am foloseam gen... Să vă arăt așa, foloseam enter Hai că nu merge ca, foloseam butonul ăsta, foloseam enter de la nanpeduri. Și așa gen... Aveam lângă mouse și frumos dădeam... Cancel. Cancel, așa. Și când intram pe OMTV, mi era foarte ușor. Dădeam Next, găseam ceva, pac. Puneam, scoteam cenzura, Dădeam Next repede, pac aveam așa. Că e butonul fizic de mouse, că țineam mouse-ul mai aproape. Cum am, puteți să puneți pe mouse 5, mouse 6, câte butoane aveți la mouse, pe rotiță să o apăsați, e ok. Și dacă să zicem, nu mai vreți să vă. nu mai faceți live cu OMTV. Cancel. Ori îi dai remove ca să nu mai ai aici și o pui la loc, sau intri din nou în setări. Hotkeys, că mă enervează chestia asta, așa, stai frumos, stai că în partea asta se vadă, așa, deci hotkeys, ai aici enter-ul și ca să nu vă mai apară, dați, dați să ștergeți butonul și gata, când mai apăsați enter nu mai dispare și rămâne doar de aici, așa, v-am arătat și cu cenzura pentru OMTV, ce mai avem, window capture, -o arăta, video -o capture, Asta vi le-am arătat, hai să vă arăt aici audio-ul, Că, mă, că -mi ziceți mie Cam mai spate așa A întrerupt Deci, pentru cei care îmi ziceți Mereu că uneori m-aud întrerupt este că Dacă vorbesc încet Cum este bara asta aici, hai să vă arăt um... Filtre, bun Din nou să-i fac așa un pic Așa, ignorați chestia asta Nu știu ce face așa uh, Eu mai am aici niște filtre Pentru ce sunt filtrele astea? Depinde, poate n-aveți nevoie de astea, aveți mai multe filtre, eu pe astea le folosesc, astea mi se par eficiente, mi se par utile. Deci, filtrele alea sunt așa. Dacă este un zgomot pe fundal, să nu se audă, de exemplu, după cum vedeți, când vorbesc se face chestia asta așa. Dar dacă să zicem că e un zgomot pe fundal, careva, careva. Okay. vedeți, s-a mai întrerupt, că nu se auzi destul de tare. Dar eu țin în general asta cu... Să nu se audă chestiile pe fundal, nu știu dacă se audă. da nu se aude. Uh, am culorul ca în jos. Și așa am filtrul ăsta de sunet. Și noise gate și supresiune de aia ca să nu se audă. Nici când vorbesc să nu se audă de la cooler și nici când tac să se audă. Adică gen când tac să fie oprit microfonul. Este cea mai utilă setare. Dacă nu neapărat dacă aveți un culor gălgios, poate mai aveți sau mai plicați să, nu știu, face mama voastră jnițele și se bate așa prin masă să nu se audă bine. În cazul meu răsună că și când dă cu ciocanul ăla zici că dă cu barosul, cu ciocanul lutor. Asta e altă parte. Bun. V-am arătat setele astea. Ăsta e desktop audio. Când să zicem că am vrut fișier audio pe aici, n-am. Sper că n-am ceva pornache pe aici pe desktop. Eu uh, zic să zicem că vă puneți muzică. iubitul Așa Se face asta Pe care vă puteți seta o dați, o dați mai așa, o dați mai așa În caz că gen se de prea tare Gen microfonul aveți încet Sau vorbiți voi prea încet Se au de prea tare sunetul de la calculator o dați direct din desktop audio O dați mai încet și gata Astea n-am umblat A, tranziția Gen când schimbi scena Deci poate să fie așa De fapt nu așa Se zice că mai au o scenă și... Așa, gen când schimbi scenele, ori ai așa fade, Dacă când e schimbată mă aud, mă aud bun, ori ai așa cu fade, ori cat și pac pac se taie direct, dar eu cum de nu folosesc, hai că las fade-ul ăsta că e mai cute așa, să-i dau remove, eu asta nu folosesc, folosesc aceeași fac, pac pac pac, făc TVA, setări și gata, așa, aici nu mai umbli, eu nu umblu cel puțin. Va arata și aici timpul cât filmați sau dacă sunteți live de cât timp sunteți live, cât vă folosește în procesor, câte FPS-uri sunt, bla 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 bla. Bun. aici sunt controle start, Streaming ca să faci live, vă arăt imediat dacă faceți live-ul. Aici registrarea pot să pun pe pauză, dar nu pun pe pauză. Studio mod de gen sa apară așa, dar nu folosesc. setările și ieșirea. Hai să vă arăt setările, că asta vă provoacă cele mai multe curiste. Și ce setări am, bla 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 bla. Bun. Deci, întâi setări generale. Limba pe care vreți, am lăsat pe engleză, trebuia să pun pe rusă că sunt un comunist nenorocit. Temă dark. ea, uh... acri. Asta cum băi? Ah, interesantă și asta, dar nu-mi place. Ce mai e? Rachini, asta cum dracu e? asta nu-mi place. Și ce e asta? Siste, cred că asta e albă. Da, asta e albă, nu-mi place. Eu las dark default, că e mai ok. E, e cum ar spune orice depresivă, în întuneric ca sufletul meu. Ha, ha, ha. Bun. Ce mai e pe aici? Check for updates at startup, o las bifată că își mai face update, output-uri n-aveți treabă, cu arată confirmări, nu folosesc. Bă, mai copiați de pe aici de la mine, multi-layout-uri, da, pe aici chiar nu îmi e studio mon am folosit, preview, proiectoare n-am, astea nu folosesc. Stream, așa, când faceți live, alegeți serviciul. Twitch, YouTube, Mixer, Facebook, Show All. Să vi la arăt pe toate. Aveți și daste astea apară bești, indiene, Cyber Game TV, uh, chaturbet, chaturbete cu... Sta că nu se vede așa. Nu se vede de web. Așa. Aveți The Live Cyber Game... Dar stați că nu mai văd eu acum. nu mă văd pe mine. Ia. Dracu să pun așa. Deci, aveți toate aici. Bonga Chems, uh, Chat, deci puteți să faceți și video ce, dacă este fete sau, sunteți, sau vă futeți în cur. Vimeo, tot ce vreți. Tot ce vreți. Custom, fără custom. Nu poți da acum să nu văd show -ul? Ok, unde dracu era așa? YouTube, YouTube Gaming. Bun, eu las primary YouTube așa. Și asta este linkul. Ce este linkul? Este cheia de la live. Deci când faceți live, intrați pe YouTube, îi dați la secțiunea live-uri. Hai să vă arăt totuși, să nu ziceți că nu vă arăt. Așa, deci intrați pe YouTube. Hai mă, nu apare. Ca să vă întreba ce sunt extensiile astea, iat blocul, asta e ca să vă taguri, asta e ca să vă numărul de search și asta e Instagram. Mesaje pe Instagram, dar nu e foarte eficientă. Bun, intrați pe YouTube și dați live, să zicem, de aici, cel mai ușor. Uh, și acum ar fi să beau copilul pe vreo chestie de aici. Dați așa și dai pe transmite live. și să zicem că vreți să faceți live cu GTA 5. Mă rog, îi dai stream nou. Hai să punem și titlul de live. De fapt, stați așa un pic, pun pe pauză. Ia de aici. No, fără salvări. Pun pe pauză să caut o poză de thumbnail. Bun, am căutat poză de thumbnail. Mi era că poate găsesc vreo poză mai nașpa cu GTA 5 și de -aia. Bun, deci facem live să zicem cu GTA Bă, v... Nu, no, hai să punem frumos. Uh, jucăm, stai că nu Jucăm GTA 5. Așa. Public, live jocuri sau așa, asta e descrierea pe care o am automată. Denumește jocul și scrie numele jocului. Aici ți-l dă, pac. Poți să dai pe programează mai târziu sau să-l faci acum, mai o să-l fac acum după ce termin tutorialul ăsta. Încarc o miniatură și scriem aici frumos uh, Cum am salvat eu Trevor Muie Așa, am salvat așa numele pozei Ăsta e thumbnail -ul. Da, este destina copilor? Nu, nu este destina Dacă nu, jucați Brawl Stars Puneți nu, nu este destina copilor Copii, adică Pradei până în 12 ani Așa, și vă apare chestia asta Hai să-mi scot, hai să-mi scot uh, scot web -ul. De ce dracu mi-a apărut chestia asta așa vă mă rog Hai să scot de aici web să nu se vadă așa și va apare aici asta este chat-ul mă rog și va apare aici cheia asta este cheia care va apare oricum după cum vedeți se resetează automat 5 4 3 2 1 se resetează văd așa sau se vede atâta nu știu e aceeași nici nu știu dacă e mă rog deci va apare aici cheie generată automat. Așa, cheie stream nouă, bla bla bla. Deci vă apare aici o cheie. Oricum live-ul îl fac și după postez episod, deci nu mai are treabă cheia. Și dai copiază la cheie și intre aici. Și dai frumos pe setări. Din nou mai pare Așa, îi dai pe stream și bagi aici frumos paste și gata. Ai aici cheia respectivă, îi dai apply și când faci live o să-ți apară. Bun, output. Ce mai avem aici? Uh, pentru streaming. Eu am setat ca encorder Advanced, de ce nu apare? A, nu mi apare acum aici să umblu că filmez, dar mă rog. Aici, output mod simple și advanced. și dați pe advanced și aici vă apare. Ori Nvidia sau AMD ce placă video aveți, ori uh, procesorul. Ăla este X264, nu H2. Deci, dacă vă apare H264, Ăla este procesorul, depinde. Eu cum de am placa video mai mare ca Nu ne mai, dar am placa video mare, se te să-mi filmezi în placa video. Ca așa, cu procesorul am și muzică pe fundal, mai am 15 chestii în background și prefer să-mi ia resurse în placa video. Rezoluția care vreți să filmați, uh, bitrate-ul. Eu țin în general pentru Full HD, țin 8000 de KB. Dacă vreți să faci, așa, și 60 de FPS-uri, că eu fac și 60 de FPS-uri. Uh, general. Dacă să zicem aveți un calculator mai sensibil, lăsați 4500, puneți HD, da nu nu așa, FPS-urile sunt aici. Deci, îi lăsați 4500 KB, puneți în nu aici, aici la video. Asta e rezoluția care faceți live și filmați, cel mai bine. Deci, dacă nu puteți să faceți full HD un joc, lăsați bitrate-ul mai mic. Deci, full HD 60 FPS 1000 de kB, doar Full HD fă fără 60 FPS, doar 30, pro 6000. Dacă faceți HD și vreți să fie în 60 FPS-uri sau dacă nu vă duce nici în 60 FPS-uri, dar nu vreți în 30 FPS-uri, puneți 4500 și aici la FPS-uri lăsați 48 merge și așa în 41 de FPS-uri. Și dacă nici așa aveți, să zicem, ori jucați un joc prea puternic, ori nu vă duce PC-ul, lăsați aici 2500-3000 și lăsați doar în HD și 30 de FPS-uri. Și dacă nici așa nu vă, nu vă puteți juca ceva, nu mai faceți live că vă omoresc calculatorul. Așa. Calitate, pac, pac, lăsați astea așa. ne-am umblat la ele. Audio. Am lăsat totul pe default. Nu pun butoane de Push to talk și astea De fapt au un buton de avelare la taste l am lăsat default cu Am eu setat microfonul ăsta și căștile sau aud în ele, l-am lăsat așa Video v-am arătat A, dacă este pe Windows 7 ca mine Nu știu dacă e la fel și pe Windows 8 și pe 10 Să-i dați disable aero Că vă mănâncă din resurse aero și mai bine le dezactivați Para de jos să fie Asta de aici Nu mai fie transparent să fie așa Hotkeys, ce hotkeys uream? Show video capture device deci eu ca să... Hai să vă arăt așa. Uh, video capture. Deci eu gen mai fac așa. Și am dispărut. Mi-am setat pe punctul de pe nampeduri. Hai să dau să nu mai vedeți ca să nu vă acopăr. Așa. Deci am setat pe punctul de la namped să mi ascund și să reapar. La fel și la microfon. Să-l pun și să-l scoadă pe mut. Că mai pățesc. De exemplu, nu știu sună telefonul și trebuie să vorbesc ceva important la telefon. Sau habar am ceva de genul, pun chestia aia. Sau sunt întrerup, să zicem, nu știu... Vine mai cum să zic că hai la masă. Cum am auzit că se deschide ușa, pac, și nu se mai vede. Sau, habar n -am. Mai trece careva prin cameră, la câinele și vine la bătrânul să se uite pe geam, ca să nu apară să nu se audă la bătrânul, pac, să nu se vadă. Eu așa fac. Acum depinde. Poate la voi nu sunt așa cringe eu am lăsat așa în caz de cringe Să nu fie prea cringe. Așa. Ce setări să vă mai arăt pe aici? Chrome, de exemplu, el nu se ascunde, nu le oprește, nu îl deranja că venea măsă peste el, bine, el oricum avea camera mai jos și nu se vedea, în fine. Uh, parte setări pe aici eu nu mai folosesc, video capture device, un am mult asta e în caz că vă auziți de pe video capture device pe webcam. Așa, tot așa. A, dacă vreți să opriți sunetul de la desktop, tot așa, chestia de la browser, bla bla bla. Oh, uite, aici o chestie este mișto. Zicem că vă donează careva cu 15 paranteze și 80 de asterixuri Puteți să dați aici pe butoane ca să nu. Se, gen, să opriți, să repuneți sunetul de la scenă ca să nu vă zăpăcească de cap sau în caz că e un earrape În general, urile astea sunt doar pentru butoane așa ca să... Put puteți face o chestie, să opriți un sunet, să bla bla bla. A, ah, și mai puteți să folosiți de exemplu, dacă uh, aveți doar un ecran și jucați jocul full screen, lăsați obiectul pornit și vă setați după F9 sau de pe ce buton vreți. Eu mai foloseam F9 pe alte programe. Vă setați F9 să vă pornească și să vi se oprească înregistrarea, pardon, nu stream înregistrarea, să vi se oprească după pe F9 sau pe F10 se pune pe pauză. Aici depinde. Așa, advance, ce dracu am pe aici că nici nu știu. Da, nici nu umblu pe aici. Render, ăsta e DirectX-ul, Aici nu am umblat niciodată Asta e reconectarea În caz că uh, Am, cum se cheamă Hai să o las, mă, mica. în caz că mi se întrerupe Live-ul, lasă 3 secunde se, Așa și încercările 20 Deci dacă mi s-a întrerupt live-ul, în 3 secunde se reconecteze La loc, lăsăm așa Încercările mai am ceva pe aici. Cam atât. Bă, cred că cam astea sunt setările. Output. Ah, hai să vă mai arăt pe aici. Deci astea sunt setările pentru focul live. Poate vreți să filmați. Îi dați pe recording aici. Din nou nu pot să omblu pe aici că... Înregistrez deja. Cât am dracu de când... Ba, bă, mă, 25 de minute ăsta a da, dat tutorial. Așa. Deci asta e tot așa. Îi dați pe advance ca să aveți toate setările. Bla, bla, bla. Nu vă interesează asta. Ă, cel mai bine. Eu am lăsat în în folderul de filmări să se salveze filmările. Uh, nu bifez asta că nu mă interesează. Formatul să lăsați în MP4. E cel mai bine. Audio track-ul. Lăsați unul să fie direct în filmare nu separate. Uh, eu zic să lăsați în format MP4 că e cel mai bun. Nici nu mănâncă așa mult spațiu MP4 față de avi sau alte pro formate. Și de exemplu punele software-uri de editat, nu acceptă toate formaturile. Și MP4 e cel mai acceptat, e peste tot, e cel mai bun. Și când randați un episod, să zice că îl băgați la editat, îl randați tot în MP4, e cel mai bun. Din nou, rezoluția... Cum să apară, chiar dacă să zicem, joci o rezoluție mai mare, ție să ți-l facă mai mic în Hai Adică, de exemplu, poate, nu știu, tu joci cu imaginea mai întinsă, dar vrei să se vadă mai strâmtă și dai pe, pe aici o altă rezoluție, de exemplu. Tu, tu vezi într-un fel, dar vrei să se vadă pe live în alt fel. Hai că v-am explicat bine dacă e. Uh, bitrate-ul. Eu am lăsat bitrate-ul așa că uh, când filmezi poți să pui un bitrate mai mare, nu-ți consumă așa multe resurse ca și tu de live. Eu am lăsat 35.000. Alții poate au 10.000, 20.000, la fel. Dacă aveți lag, când filmați, lăsați bitrate-ul mai mic. Dacă nu aveți lag și vreți să se vadă mai bine, îi dați bitrate-ul mai mare. Eu am lăsat așa ca să nu se vadă cu pixel când mă joc ceva în 60 fps ori Full HD. Dacă vreau să filmez în 21 pe 9, adică nu în 1920 pe 1080 și vreau să filmez în rezoluția monitorului în 2560 pe 1080, trebuie să-i dau mai mare aici ca să se vadă și mai bine. Din nou, max quality, high, bla 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 audio nu folosesc, iar reply buffer nu folosesc, deci astea vă interesează dacă vreți să filmați. Deci, în esențial, dacă aveți lag, lăsați ăsta mai mic bitrate-ul, dacă vreți să se vadă mai bine, îl dați mai mare. Și, cred că cam asta ar fi chestia. Hai că urmează să fac un live cu 5, o să opresc stop recording. Așa, mi-a mi, mi overlay-ul să-l scot. Să las asta aici. Uh, V-aș arăta și cum se face scena pentru donații. Dar poți uh, pot să se vadă sau... Hai, hai că vă arăt, hai că vă arăt și scena. Așa, vă faceți cont de TypeStream, de Streamlabs, stream de ce vreți voi. Eu folosesc TypeStream. Cu ăsta am rămas. Așa, îi dați frumos aici pe scenă și vă apare aici, să zicem, scena aceasta. Hai acum trebuie să vă explic cum funcționează să faceți asta. Deci, ideea este că aveți mai multe chestii. box-uri, uh, Alerboxuri, goluri, top and last, pe asta vi le umblați voi. Image video dacă vreți să aveți ceva pe acolo, overlay-uri să le puneți direct din uh, TypeStream și să nu le mai puneți din calculator că vă mai dau ei overlay-uri. Bun, mă scuzați, iar a fost întrerupt. exact ce ziceam. Ați văzut. Acum a rămas dezechilibrat. Pot să las web-ul se vadă. Deci gen, a venit careva în cameră să mă ceva. Nu m-am mai auzit. Că mi-a apărut web e că l-aveam deja oprit și când am apăsat. Așa, hai că pot să-mi las web -ul. Am pornit, am pornit, am pus și pe pauză. Da, așa mai poate să fiu întrerupt. Băga am pula. Bun, deci. Eu am așa. Deci dacă vreți să faceți exact după mine, se face așa. Avem aici un alert box. Alert box-ul vine cam așa. Unde aici setările de widget Vă apare aici o fereastră mult mai mare Care nu mi pe pe ăsta să o fac mai strâmtă mi apare un ultra wide Bun Asta să zicem că este scena uh, layout -ul. Deci cam așa o să o vedeți O să o vedeți cu green screen-ul ăsta Cu verdele ăsta Dar când o aveți pe Când vă apare pe ecran Nu o să vă apară verdele Vă apare doar asta uh, Aveți așa Upload file Dai click pe chestia asta Și ori folosești Daste de la ei GIF-uri, ori o imagine, ori din My Files, gen ce mai folosesc eu pe aici, am multe cu roșii, știu, aia Așa, din nou sunetul, ori folosești din calculator, uh, ori ei din sunetele de la ei, ori bipuri sunete de la ei sau din My Files. Gen sunete pe care le-am mai folosit eu, dai upload file, dai choose și alegi pe aici undeva ce sunet ai tu, vrei să se audă, X. Eu am deja niște sunete salvate, le-am lăsat pastea din nou animația cum să fie wiggle wiggle flip x flip snake cum să facă chestiile astea aici ce dracu am volumul să se audă eu o las la maxim ca să mă sperii când îmi donează durata cât să dureze animația 8 secunde zic că e suficient să apară mesajul donatorului textul speech activați aici speech și start speech after sound adică să vă citească botul, parantezele sau ce vă donează și aici ca să vă citească după muzică. Că gen să se audă și după muzica de aici și dacă vă pune și ceva acolo să vă cânte. Uh, să o citească după melodie, că nu pare să mai înțelege. Vo voice language Romanian, că în se vorbește, că română îmi donați voi. Și cam asta ar fi. Alert așa. Din nou, pentru Fal -ă, așa. Dacă faceți pe Twitch sau pe YouTube pentru a vă arăta numărul de pentru a avea animație când se abonează careva, dar nu am asta. Eu am altă scenă. Așa, mai am un al un alert box. Ăsta e, ăsta e. Bun. Ăsta e alert pe care l-am eu pentru pentru când îmi dă careva subscribe. Ăsta e layout-ul, nu? Sau asta e pentru? Așa, deci asta e pentru când devine, ca... pentru când se abonează careva. Am aici cu tare, name și textul, a devenit tovarăș. Uh... eu n-am mai lăsat GIF-ul ăsta, nu l-am activat, nu știu de ce mi l arată aici, eu am fără GIF, doar apare aici frumos și am sunetul ăla de sound effect-ul ăla. Asta e când donează careva. Asta de aici e un text l-am pus eu ca să fie aici pentru cei care întreabă. Bă, îmi dai mod să se vadă frumos aici. Vrei mod, bagă 5 euro. Ăsta este top and last -ul. Adică să-ți apară aici cine ți-a mai donat înainte. Content. Baza pe donation. Poți să pui pe abonări. Uh, pe Twitch e cu follow. Pe YouTube e cu subscribe. Și ăsta este. Și subscribers e ăla de pe... Twitch care costă bani sau când devine careva membru pe YouTube. Donația e donație, cheers, habar am e pe alte așa așa. super chat e donația prin YouTube și asta donație cu abonare cu cadou. Așa, eu am lăsat aici să se vadă donațiile. Las doar atata. Vă mai faceți voi pe aici să zică cu tare, a dat o pomană în loc de from. Eu am lăsat așa că melene. Doar, doar să zic aici banii și de la... De fapt, Hai și să modific asta, că n-am modificat deloc până acum. Deci, content donation, unde era? Uh, unde zice from? Hai să... Amount from. Bine că s-a buguit asta. Da, mai face, mai se că căcatul ăsta uneori. Dar asta nu pot tot timpul să modific asta e de la ei, mai face așa au neori se buguiască type stream ăsta, pișeaba și pe el. Și acum să vezi că nu mai vrea să-și dea nici refresh. Da, a fost sabotat, a, pic a picat iarăși ul că mai pică porcăria asta e site, că mai zice și pe live, bă, vezi că nu merg donațiile pa aia se miră lumea de ce nu se fac bani din YouTube Că nici lumea nu poate să doneze Mă rog Da, deci ați înțeles ideea Cum faceți e, scenele și tot Ca să aveți type stream-ul că adică porcăria asta așa Da, hai că s-a buguit asta S-a dus dracu A picat type stream-ul iar Bun Deci cam astea sunt setările pentru A face live e, Și a filma Mai aveți întrebări? Îmi în lăsați în comentarii o să vi le citesc pe toate ca de obicei, alea 10 comentarii maxim că sunteți mulți în marea majoritate. Dacă cunoașteți oameni care tot așa vor să facă live episoade și nu știu să facă setări în OBS, dați-le clipul ăsta, mai explicativ de atât n-am putut să fiu. Am și pălăvrăgit aici 35 de minute, sper că va ajunge eu acum și o să încep un live cu GTA 5. Ai noroc și ne vedem pe live chiar dacă clipul ăsta cred că îl pun după vreo săptămână. Hai! Ciao, le tuturor și sper că v-a ajutat!